mai da așa, mai nu mai știu, mai știu aici. Da? Deci tema pentru acasă. Acasă, clasa a 8-a. Se consideră funcția, F definită pe N stelar. F definită pe N stelar, cu valoare N. Cu valoare N. Unde F de N egal cu U, ultima cifră, a lui 7 la puterea N. Deci este... U, ultima cifră, U. U. Cifra unităților lui 7 la N. N. Da. Da. Unde U de A mic, U de A mic, reprezintă ultima cifră a numărului natural A. Dar unde e A mic? Păi uite, eu asta am spus. U de... U, cifra unităților. Că prin U... Așa. A unităților. Așa, deci unde U de A reprezintă ultima cifră a numărului natural A. Așa. Demonstrați că pentru orice număr natural nenul N... Deci demonstrați că oricare ar fi... N nenul. N din N stea. Da. Are loc relația F de N plus F de N plus 1. N plus 1... Argument. Argument, așa. Plus F de N plus 2. Plus F de N plus 3. Se divide la 10. Deci să arătăm că suma asta se divide la 10. 10. Mai citesc o dată sau tantele? Am înțeles. Vrem noi să înțelegem de acum în intimitate ghișițiu. Deci este vorba de o funcție definită pe N cu valori N. Adică ce înseamnă asta? Un număr natural îi pune în corespondență un alt număr natural, după o anumită rețetă. Și rețeta este cifra, ultima cifră a lui 7 la N. Deci ultima cifră a lui 7 la N. Adică, hai să luăm un model. Să zicem așa. Dacă ar fi să faceți pentru N, N egal cu 1, are rost să vorbesc? Da. Este în domeniu? Da, da. Și atunci ce înseamnă? F de 1. Să văd imaginea lui. Da, da. F de 1 egal cu cifra unităților 7 la 1. Care este? 7. Pentru N egal cu 2. F de 2 este... cifra unităților, 7 la 2, care înseamnă 9. E 49, nu? 49, cifra unităților este 9. Pentru N egal cu 3. 7. F de 3 este egal cifra unităților, 7 la 3, care înseamnă... 7. Când zice 7? 7 ori 9. 7 ori 9, 6, 3. 3. 3 este. 3. 7 ori 7 ori 7. 7 la 3, 7 ori 9, adică cifra asta o simt cu 7. Deci cum am făcut de a zis la 7 la 2 a 49? 7 ori 7. Da, am înțeles greșit. Da? 7 la 3 e 7 ori 9, 63. Deci cifra unităților, numărul acela lung din 3 cifre, este 3. Pentru N egal cu 4, F de 4 este cifra unităților 7 la 4, care înseamnă 7 ori 3, 21. Adică numărul acela lung, ce înseamnă 7 la, ca să înțelegi, 7 la 4, înseamnă 7 la 3 care a fost, ori 7. Și înseamnă, de fapt, un număr lung care avea la sfârșit 3. Și acum ori 7. Un număr nou care avea la sfârșit 3 ori 7. Și 3 ori 7 face 21. Numai la unități mă uit eu. Nu mă interesează în rest. Deci egal cu 7 la 3, deci este un număr nou și 1 ultima cifră. Continuăm să vedem. Deci aici este un figură de 7 la 7. 7. 7, 9, 3, 1, așa. Pentru N egal cu 5, F de 5 egal cu cifra unităților 7 la 5, care înseamnă 7. Pentru N egal cu 6,
F de 6 înseamnă cifra unităților 7 la a 6-a, care nu înseamnă altceva decât 9. Observăm de acum că se repete lungimea ciclului. Este de 4, din 4 în 4 se repete. Uite, la multiplu de 4, ultima cifră e 1. La multiplu de 4 plus 1, când e 5 sau 1, ultima cifră este 7. Când e multiplu de 4 plus 2, 4 plus 2, 6 sau la a doua, este 9. La, pentru n egal cu 7, f de 7 ar să fie cifra unităților 7 la a 7-a, care va însemna 3, 9 ori 3, da, 7 ori 9 și aici 3. Deci e 3. Și pentru n egal cu 8, ca să vă convingeți, f de 8 va fi cifra unităților 7 la 8-a, care nu e altcineva decât 1. De aici, la 4 și la 8, la 12, 4, 8, 12, când va fi aici, 7 la 4, la 8, la 12, la 16, cifra unităților va fi 1. Deci tragem concluzia că dacă e egal cu 4K, multiplul de 4, atunci F de F de 4K, F de N, hai să zicem așa, F de N va fi, în clipa aceea, unități de 7 la 4K, cifra unității de 7 la 4K, și care este 1. Nu? Deci când N este 4K, adică N aici la funcție N-ul, e multiplul de 4, 4 sau 8, când calculăm, cifra unităților este 1. Pentru el egal cu 4K plus 1, atunci F de acel N este cifra unităților 7 la puterea 4K plus 1. Și când este cu restul 1, ca și cum ar fi 1, 5, 9, 7. Este? Nu, șapte, da? Cifra. Da? Deci este 7. Când n egal cu 4K plus 2, e de acel n, de forma 4K plus 2, adică ar fi 2, 6, 10, da? Și cât este atunci? Cifra unităților lui 7 la 4K plus 2 este 9. Când n e egal cu 4K plus 3, atunci cifra unităților, cifra F de acel n, adică așa cum ar fi la a 3-a, cum ar fi la a 7-a, da? Așa cum ar fi la a 3-a, la a 7-a, ultima cifră este 3. Deci cifra unităților 7 la 4K plus 3 este egal cu 3 astăzi, da? Bun. După ce am clarificat că N are posibilitatea să fie 4K, 4K plus 1, 4K plus 2 sau 4K plus 3, înlocuim pe rând fiecare din variante aici și facem sumă. Ne zicem. Cazul 1. N egal cu 4K. Și atunci, F de N plus F de N plus 1 plus F de N plus 2 plus F de N plus 3 va fi egal cu F de 4K plus F de 4K plus 1 plus F de 4K plus 2 plus F de 4K plus 3.
Și s-a luat. Am crezut că nu ne-am luat, n-am intrat în direct. Nu? Ia să vedem. Da. E de 4 ca cât este copil? E de 4 ca e unul, să mai simplu. Bă, da, e unul, cu 9, e 20 de lipse, e tușcat. Și de 20? Da, nu, 20 de lipse, e da, deci face... 1 plus 7 plus 9 plus 3 și el a fost 20 și 20 de lipse, sunt 4 de deci... Ați văzut cazul ăsta? Da. Dar n-am epuizat problema. Deci în cazul ăsta este 4K. Aveți acolo 1, cealaltă 4K sunt 7, 9 și 3. Deci suma face cât aici? A spus 20. Așa. Și 20 se divide la 10. Deci e un număr mai mare. Da, se divide. Când zic invers. Deci ori scriu 20 de la 10, ori scriu 10, îl divide pe 20. Adică ăsta, individual, are 20. Invers, este mai mare și se împarte la acela. Da? Pentru cazul 2. Cazul 2. N egal cu 4K plus 1. Atunci, F de F plus F de F plus 1 plus F de F plus 2 plus F de el plus 3 va da egal cu F de F de 4K plus 1 plus F de 4K plus 2 că 4K plus 1 și cum faci 4K plus 2 plus F de 4K plus 3 plus F de 4K plus 4. Așa vine? Da. Facem un 4P. Că pot să dau pe factor pe 4. 4 pe lângă capul 1, da? Deci e de 4P. Adică o multiplu de 4. Și atunci, aș putea să scriu, haide să scriu așa, 4 pe lângă K plus 1, ca să fie și mai clar. Că l-am scos pe 4 factori comun și multiplu de 4. Și pe altul scos multiplu de 4, nu știu cât este. Și, egal cu, la 4 cap plus 1 cât este? 7. 7 plus. La 4 cap plus 2 cât este? 9. Plus 3. Și plus, la multiplu de 4, 1. Tot care face tot 20, ce se împarte exact la 10. Și indiferent cum ati luăm, tot 2. Și, fiindcă sunt 4 aici. 4 consecutiv, e tot mai... Pe la ciclu. Ciclu aceea pe care am văzut 2-4. La 7-a putere. Asta a fost de niște. Hai să-l înțelegem. Ce înmulțe am mersit? Acolo, o greșit la... Deci am zis că 7-9 am făcut înmulțirea, nu știu cum a ieșit, deci am făcut pe calculator și era 7. Și am zis că e clar, 7-9, 7-9, 7-9, de asta nu a ieșit. Deci de 2, ce mai de 2. Și de aici au greșit, da? Sigur. Haide să mai analizăm de unde credem că plătea greșeala. De la faptul că n-ai înțeles foarte bine ce înseamnă funcția asta. Da. Da? Ai înțeles ce înseamnă? Că îți pune ultima cifră în evidență, da? Atunci, etapa în care ai greșit a fost că n-ai stabilit corect ciclul. Corect. 7 la 1, 7 la 2, 7 la 3, 7 la 4. Din 4, 4 se repetă. La 2, la 3, la 7, mi se pare și la 8 cumva. Se repete din 4, 2, 3, 7 și 8. 2, 3, 7 și 8. Asta se face la mea la 5-a. Da. Dar dacă nu știm, așa facem, nu așa că eu ce-am făcut aici? Nu, n-am stat pe gânduri și am luat-o. La 1, la 2, la 3, la 4. M-am spus la 8-a, ca să mă conving. Deci mă puteam obține, opri la 5-a. Când am ajuns la 5-a, sesizam că, de fapt, se repetă de 4, 4 și... La multiplu de 4 știu, 4 plus 1, 4 plus 2, 4 plus 3 și atunci, iată, numai că la împărțirea la 4, restul de împărțirii la 4 sunt 0, 1, 2 și 3. Deci la împărțirea la 4, restul sunt 0, 1, 2 și 3. Când restul când e 0, e 4K, când e restul 1, 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3. Și atunci știind ultima cifră acolo, n-am făcut prin U de cifra unităților numărul respectiv. Asta vreau să spun. Și fiind 4, iată, totul este rezolvat.
Dacă ar fost cu o situație de ciclicitate de doi... Știți care sunt cele care au ciclicitate de doi? Hai că îi facem. 49. 2 la 3 ai 2. Nu. 5. 5 cât are ciclicitatea? 5, 0. Păi 5 la 1, 5 la 2, 5. 5 la 3, 5. 5, 1, 5. 5 și 6, nu? Și 0 și 1. 0 și 1. 1 la orice putere este 1. 0, 1, 5 și 6 este aceeași cifră. Da. 4 și 9 din 2 în 2 și 2, 3, 7 și 8 din 4 în 4. Așa. Din 3 în 3 nu există. Nu. Ciclicitate din 3 nu. Deci ori 2, ori 4. Exact. 1 este banal. Bun. Acum, asta a fost, ăsta a fost exercițiu. Întrebările la el. Asta mai știu ultima cifră, vă zic eu. Aici. Nu, ce nu era de știu ultima cifră? Adică făceam așa, că doar așa ați învățat. Că făceam, luam așa și ultima cifră era... Ne aminteam ultima cifră. Știu. Deci dacă nu ții minte, facem exact asta. Asta e povestea. 7 la 3, 7 la 2, 7 la 3. La 3, la 4, la... și vezi cum se repete, gata. Da. Și când epuizăm exercițiul, trebuie să facem cazul 1, 2, 3 și 4. Redactarea trebuie să o faci așa. Eu am făcut una în cazul întâi, nu era cu 4K. Și 2. Eu am 4K plus 1. 4K plus 2 și 4K plus 3. Tot 2. Și dacă le lăsam așa, și ziceam că rezultă că 7 plus 9 plus 3 plus 1 devine... Nu. Nu. Pentru că aici trebuie să faci dovada clară, că tu ai înțeles după ce ai făcut diagrama asta aici, după observația de aici, 4K, 4K, și ai chestia asta, atunci... De ce l-am luat pe el de 4K? De ce l-am luat pe el 4K? Păi din 4 în 4 se repete. Aaa. În lungimea ciclului, nu? Dar restul de împărțit la 4 sunt 0, 1, 2 și 3. Și apoi le-a scăzut 4K plus 1, adică al 2-lea, 3-lea. Da? 4K plus 1, 4K plus 0, 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3. 4 situații. Și vei vedea că la un moment dat face 4K plus, când locuim pe mână cu, cât să locuim pe mână, 4K plus 3. Bine, 4K plus 3 și cu 3, face cât 4K plus 6. Și 6 a strâng ca fiind 4 plus 2. Și scoatem un 4, un factor cum, și vine 4 pentru că K plus 1 plus 2. Plus 2. Și la multiplul de 4 plus 2, la multiplul de 4 plus 2, cifra parantezelor este 9. Deci de ce trebuie analizat toate cazurile? Deci tot la cele ultime cifre le împărți. Tot astea le împărți, dar trebuie să justifici că le împărți. Dacă las numai cazurile astea și observi eu 7, 8, 3 și numără de rate și fac cea, nu mai e convins. Deci redactăm. Deci finalul care va fi exercițiu? Cum trebuia văzut? Pentru noi e egal cu cât trebuie să luăm. Pentru noi e egal cu 4K plus 2, da? Hai să vedem. Nu mai luăm. Bun. Eu mi-am făcut datoria să vă atenționez. Am înțeles. Nu s-a terminat exercițiul acolo, ci când apare plus 5. Când apare plus 5, pe 5 îl scrii ca 4 plus 1, scoți factorul 1. 4 plus 1, 4 plus 2, 4 plus 3, 4 plus 4, 5. Nu, cazul 4, cazul 4. Cazul, dacă faci mie pe n plus 1, n plus 2, n plus 3 acolo, înlocuindu-l pe n cu 4K plus 3 culoare, 4K plus 3 și plus 1 face 4K plus 4. Scoți pe 4 factori și vine K plus 1, deci multiplul de 4. Nu mănâncă ceva de timp. Să mănâncă un pic de timp, dar n-ai cum să nu redactezi asta, că asta înseamnă să înțelegi că ești ceva. Să-l convingi. Ia să stabiliți prin calcul dacă punctele A de coordonate minus 2 și minus 5. Prin calcul dacă. Dacă punctele. Dacă. Punctele A mare de coordonate minus 2 și minus 5. A de minus 2 și minus 5. B de 0 și minus 1. B de 0 și minus 1. Și C de 3 și 4. C de 3 și 4. Sunt coliniare. Sunt? Coliniare. Coliniare. Ia să facem.
5-10. Adică să nu le reprezentăm, asta înseamnă prin calcul. Da, nu le reprezentăm, că reprezentarea nu este poate de precis și pe urmă să arăte că trebuie să o dreaptă, nu? Te poți păcăli. Prin calcul. Nu reprezentăm nimic, ci pur și simplu ideea, ideea de lucru. Cine o are? Eu. Cum? E cu minus 2 egal cu minus 5 și acum minus 2 a plus 2 egal cu minus 5. Deci luăm funcția de gradul 1 f de x, despre care știi că graficul funcției de gradul 1 este o dreaptă, da? F de x egal cu ax plus b. Rețeta. Și trebuie să o găsim. Și acum zicem, vom trasa dreapta AB. Scrim ecuația dreptei AB. Și pentru asta, A mare aparține graficului F. Echivalent, va spune, te rog să spui AD. Cu f de minus 2 egal cu minus 5. F de minus 2 egal cu minus 5. Ce înseamnă echivalent cu minus 2a plus b. Minus 2a plus b, minus 2 egal cu minus 5. Așa. Minus 2a plus b egal cu minus 5. Acolo. B-ul aparține graficului lui f echivalent cu f de 0 egal cu minus 1. F de 0 egal cu minus 1. Ce e ce ar însemna? B egal cu minus 1. B egal cu minus 1. Și odată știm de B, locuim și găsim din cele două pe A. Adică minus 2A minus 1 egal cu minus 5. Mă duce spre minus 2A egal cu minus 4. Adică A egal cu 2. Da? A egal cu minus 4 pe minus 2 egal cu 2. Și atunci f de x arată așa. F de x, avem rețeta. Cât este? 2x. 2x minus 1. Asta e rețeta. Și acum, pentru ca A, B și C să fie coliniare, scriu A, B, C coliniare, dacă și numai dacă C-ul aparține graficului lui F dat de AB, de punctele A și B. Adică e vorba de Y egal cu 2X minus 1, care este ecuația dreptei AB. Deci Y egal cu 2X minus 1 este ecuația dreptei AB. Și C-ul aparține lui aparține dreptei AB, C-ul de coordonate, hai să zic, C-ul de coordonate, cât este? 3 și 4. 3 și 4 aparține dreptei AB, dacă și numai dacă se întâmplă să locuim pe Y și pe X și să verifice. Adică 4 din cele două, da? 4 egal cu 2 ori 3 minus 1. Și deci înseamnă că 4 egal cu 5 e fals. Concluzia, punctele nu sunt coliniare. Rezultă, A, B, C nu sunt coliniare. Mai vedem o dată. Eu mi-am ales să scrie ecuația dreptei AB. Când am folosit A și pe B. Puteam să folosesc de B și C. Vă dădeam o altă funcție, dar când se obligați pe ea să fie, nu mergea. Deci m-am hotărât cu A și B. Pe baza coordonatelor A și B am scris ecuația. Am găsit pe A și pe B, am scris funcția, rețeta funcției, graficul său fiind o dreaptă, trece prin cele două puncte. În final, am găsit pe A și B, am găsit rețeta 2x minus 1. Adică dreapta AB are ecuația Y, adică fixul Y egal cu 2x minus 1. Pentru că C-ul să aparține dreptei AB, coordonatele sale, trebuie să verifice relația aceea lui AB. Da? Și el a înlocuit și o verifică. Nu se poate. Și dacă ce am văzut graficul AB egal cu 2x minus 1? Graficul lui AB...
graficul funcției, noi vorbim de graficul funcției, nu de graficul lui AB. AB este dreapta AB de ecuație, Y egal cu. Deci, corect, din punct de vedere matematic, este așa. Graficul funcției acesteia, când ai zis de X egal cu AX plus B, care trece prin A și prin B, graficul funcției respective, este așa, asta. Noi, funcția este 2x minus 1. Cum arată graficul? Știi că e dreaptă. Care e dreapta aceea? Dreapta AB. De ecuație, Y egal cu 2x minus 1. Da? Așa de dreapte, ca să fie impecabil. Trecem la test. Dați exemplu de o formulă pentru a defini funcția f definită pe mulțimea minus 1, 1. Minus 1, 1. Cu valori în 2. Cu valori în 2. Mulțimea în formulă în 2. Da. Deci... Dați exemplu de o formulă. Așa. O formulă care să fie deșteaptă și să ducă pe minus 1 în 2 și pe 1 tot în 2. Deci, f de x egal cu cine? Așa încât când zicem f de 1 să facă 2 și f de minus 1 să facă tot 2. Adică 1 să se ducă în 2 și minus 1 tot în 2. Că să aibă ca imagine cele două. Da? Ai găsit? F de x egal cu minus 3x plus 1. F de x egal cu minus 3x plus 1, zice Mirona. Ia să vedem, f de 1 cât este? F de 1 este egal cu minus 3 plus 1 face minus 2. Adică minus 2 este. Adică lui 1 i-am pus în corespondență pe minus 2. Nu minus 2 trebuia să fie 2. Și dacă aș fi mers pe mâna ta, f de minus 1... B egal cu 2 și A egal cu 0. Ca să termin, f de minus 1 cât ar face? F de minus 1 ar fi fost după formula ta 3 și 1, 4. Adică lui minus 1 s-ar fi pus în corespondență 4, alte elemente. Iar el spune să-i punem totdeauna 2. Adică pe probabil era f de x egal cu 2. F de x egal cu 2. Deci f de x egal cu 2. Da? Ce înseamnă acum? F de... Hai să zicem, pentru x egal cu minus 1, rezultă f de minus 1 egal cu... 2. 2, că nu mai are niciun x, că rămâne așa. Deci face 2, adică cu alte cuvinte, lui minus 1 i-am pus în corespondență 2. Lui 1, f de 1, deci pentru x egal cu 1, f de 1 face tot 2. Deci ăsta face tot 2. Lui minus 1 e 2, lui 1 îi corespunde 2. În concluzie, constatăm că am pus la găsit un exemplu de funcție care e în stare să facă chestia asta. Lui 1 și lui minus 1 îi corespunde 2. Mai găsiți vreo altă de, un alt exemplu? Deci a fost un exemplu corect. Din funcția cu asta. Ia să vedem, putem să scrie cu f de x egal cu 2x pătrat. 2x pătrat. Deci la mai era... Nu e de gradul 1. Este o funcție. Eu nu mi-a spus să fie de gradul 1. Dați exemplu de o funcție care se fac chestia asta. Ia să vedem. F de 1 cât face? F de 1 face 2 ori 1 la 1 la 2 și f de minus 1 face 2 ori minus 1 la 1, minus 1 la 2, face tot 2. Adică
atât 1 cât și minus 1 au ca imagine același lucru. Pe 2. Am două elemente, prin funcția asta, au ca imagine pe 2. Așa ne cer autorul. 2x la a 4-a. Deci x la o putere pară. Corect. Ca să facă minus 1, că ăsta este motivul. Minus 1 se transformă în plus 1 și pe 1 tot în 1. Și 2 mulțit cu... Tu ai zis 2 simplu. 2 simplu, foarte bine, că a fost x la 0, sub înțeles. 2 ori x la 0. Așa. Alo. Alo, da? Bună seara. Excelent, excelent. Acum am putea. Și eu vă mulțumesc. Da. Vă spuneam că avem un fin observator al lecției noastre și mi-a dat un alt exemplu. Deci a găsit un exemplu pe care v-aș solicita să gândiți voi acum. Gândiți la o funcție care are o calitate. Totdeauna transformă numărul negativ în număr pozitiv. Asta. Deci, iată, vreau să nu vă spun nici mi-a spus la telefon acolo, că v-aș da răspuns. Gândiți-vă voi, ia să vedem. Am făcut odată o lecție la două baghete, doi profesori. Acum se pare că domnul la Iași, din câte știu eu... E practic profesor, da? Nu știu dacă e profesor, nu știu, o să ne spună dacă vrea să ne spună, dar sigur este un pasionat de matematică. Pasionat de matematică. Da? Cum ești tu pasionată, iată și el este un pasionat de matematică. Vă puteți gândi? Da, care? Hai. Să ne gândim. Ba, păi... f de x egal cu modul din minus 3x plus... f de x egal cu modul din... Minus 3x plus... Nu știu să aici, cred că 2. Minus 3x plus 2. Așa, și cât face? Hai să vedem. F de 1 face... f de 1 face minus 3 plus 2 minus 1. Minus 1 la modul de minus 1 face... 2 trebuie să fac. Deci minus 1, plus 1, da. Aici e plus 1? Da. Dar nu este la 2. Cu 3 plus 1 de 4. Că înlocuiești pe x cu cât cu? Cu minus 1. Mai îmbunăm un pic. Mai îmbunăm cu mintea, să vedem, ți-ar așeză. Nu e asta rețeta. Da. Nu asta ți satisface ție cerința, ci altceva. Cu... Dacă îți răspundeați voi la telefon în locul meu, știați? Dacă. Așa. Nu ne spuneți. Nu vă spun. Mă duc din x plus 1. E de x egal cu? Mă duc din x plus 1. Și 1 și minus 1, 1. Și 1 și minus 1 fac 1. Și plus 1. Intrați cu urechea la telefon. Da, cred. Așa. Deci, iar, așa este. Deci, f de x egal cu modul din x plus 1. Așa asta. Așa exprimare, această rețetă, această rețetă corespondență, face exact ce cerut autorul. F de 1 face modul din 1 plus 1. Face 2 și f de minus 1 egal cu modul din minus 1 plus 1 și face tot 2. Iată, cele două elemente, 1 și respectiv minus 1, au aceeași imagine pe 2. Da? Aceeași valoare capătă de fiecare dată. Asta era poarta. Modul din x. Dacă radical putem? Ia să vedem. Oh. Da. Radical. Este. Radical ca... Momentul în care un radical lucrează... Asta.
lucrează asupra cuiva, asupra unui număr, trebuie să fii mai din numeri pozitive și când dă rezultat, un număr pozitiv de radical. Nu se poate. Deci, nu am avea nicio șansă, da? Dar o să ripun eu întrebarea, sigur că merită, ca să înțelegem încă o dată. Deci funcția radicală, funcția radicală, hai să zicem așa, eu că există un radical fin, pro expresie, e fix, ce face? Lucrează, dacă e de x, asta e mai egal de 0. Deci radicalul spune, băi, eu fac treabă, mă descurc, dacă mi-asigur tu că ci sunt radical să fie pozitiv. Deci, e de x, punem repede mărția mai mare care de 0, și după ce lucrează el, dă ca rezultat număr pozitiv. Adică funcția radicală e definită pe numere pozitive, iar plus. Da? Deci, ca domeniu de ființe, vrea de desubt acolo, să aibă numere pozitive ca să facă treabă. Și când ne dă rezultatul, după ce lucrează, ne dă tot numere pozitive. Deci obținem tot numere pozitive, tot ce funcționează treaba. Cum ar fi radical de 16, cât este? 4. Nu-i minus 4. Să nu spuneți voi altă trăznaia asta. Deci radical din 16 e 4. Dacă veți avea vreodată radical din x la 9, cum faceți dacă aveți radical din x la 9? Egal cu x. Modul. Modul din x. Egal cu modul din x, tocmai. Pentru a nu-l pune în pericol, pe radical. Că dacă tu spui așa, e un radical din minus 2 la 2. Iată că e pozitiv. Iată că face minus 2, cum ai zis tu. Și iată că radicalul l-ai pus ca și cum l-am fi înjurat când ne-am spus așa o chestie urâtă. Urâtă, foarte urâtă, imposibil. De aceea, punem în modul că nu știm noi ce x punem. Și este 2. Și atunci facem 2. Deci acolo era tot x, nu? Da. Unde? Egal cu x, dacă e egal cu x, când x e mai mare ca 0. Și egal cu minus x, când x e negativ. Și acolo dacă minus x când... Acolo e negativ x. Păi dacă x-ul e negativ și minus... În față minus negativul nu devine pozitiv. Minus 2? Deci scoți în modul, mama, deci scoți în modul că acolo ai liniște. O fi el pozitiv, rămâne așa. O fi negativ, îi schimb semnul. Da? De ce am? Bun, dacă tu aici erai așa, pus în situația asta și ai pus în modul, face 2. Pentru că, la urmă, am urmărit, ai dat minus 2 la 2, dacă faci și la 2, tu spui repede, face 4, iar radical de 4 face 2. Da, dar dacă ții cont că ai scăpat de radical din cauza că ai pătratul și lași pe x așa, ești tentat să spui că e egal cu minus 2. Și mare greșeală. Radicalul spune, băi, una am stat prin noi și alta faci. Da. Iată că îi mulțumim încă o dată pentru observațiile fine care le face și îl rugăm să o facă. Să o facă pentru că de aici este, vă spuneam, am avut o șansă să fac o dată o lecție la doi profesori în sală. Cu olimpici eram, mă rog, era un concurs de județean și făceam pregătirea lotului. Și acolo ne-am trezit doi profesori, la inițiativa mea. Da. Și odată când ai în față cu locul 1, 2 și 3 de pe județ, pe fiecare județ, îți seama ce putere au copiii aceia. Se uitau la tine și mă, e făcut, s-a terminat. La propunerea mea, deci eu și cu un alt profesor și cu Răila, am făcut această lecție la două baghete. Adică doi profesori. A fost un spectacol. Acum mi-am venit în minte. Iată un profesor acum la Iași și un profesor aici, la voi, în față. Este un fel de lecție la două baghete. Celălalt nu recunoaștem, dar intervenția este superbă.
Da, îi mulțumesc încă. Deci mai departe. Da. Aflați numărul de elemente. 2. Aflați numărul de elemente al imaginei funcției. F definită pe. F definită pe. Mulțimea. Minus 2. Minus 1. 0, 1 și 2. Cu valori în F. Unde f de x este egal cu modul din x minus 1. F de x, fiind aparențena, modul din x minus 1. Minus, modul din x minus 1, la față. Da. Încă o dată, citim problema ca să înțelegem. Aflați numărul de elemente al imaginii funcției. Aha. Deci, prin funcția asta, la dispoziție în domeniul definiției am 2, 4, 5. Deci, cardinalul domeniul definiției e 5. Dacă mă vedeți pe asta cu A, deci cardinal lui A egal cu 5. Și autorul ne spune cardinal de IN de F egal cu 5. Deci, numărul de imagini care apare. Câte imagini apare? 5. Tot 5. Să vedem. Hai să vedem. Mai întâi, F de minus 2. Cât face? Cât face de F de minus 2? Nu apar 5, apar astea 3. Apar 3 imagini. F de minus 2 e 1. F de minus 2, ca un modul de minus 2 minus 1 și face 2 minus 1, nu? Care face 1. Adică iată între lui minus 2, i-am pus în corespondență 1. F de minus 1 este egal cu 10. Cine? Modul din, deci modul din minus 1, minus 1 și egal cu 1 minus 1 face 0. Așadar, lui minus 1 e pus în corespondență 0, da? 0. Lui 0, F de 0, egal cu modul din 0, minus 1, face minus 1. Lui 0 îi punem în corespondență minus 1. F de 1 este egal cu modul din 1 minus 1, care face 0. Deci lui 1 îi punem în corespondență 0 dinainte. Da? Și lui minus 2 punem F de minus 2 face 2. F de 2, da? Face 1. Face 1, adică asta de aici. Deci sunt 3. Deci cardinal de IN de F, imaginul F egal cu 3. Pentru că doar 3 elemente au apărut ca imagine. Facem distinție între mulțimea valorilor sau imaginile și codomeniul. Codomeniul este F. Nu facem asta. Dar IN de F, doar 3 elemente. Sau imagine, funcții pentru elementele astea. Imaginile, imaginea au mulțimea acestea. Ce se întâmplă în oglindă când am această mulțime se uită în oglinda pe care ne ofrezează rețeta asta, după rețeta asta respectând. Păi asta nu se vede. Da? Asta vedem. Mergem mai departe. Determinați abscisa punctului de intersecție cu axa OX a graficului funcției. El devine pe el cu valori în el. El devine pe el. El cu valori în el. Unde f de x este egal cu 3x minus 6. 3x minus 6. Să determinăm abscisa punctului de intersecție cu axa OX. Ce a graficului? Ce a abscis? Cât e x exprimă? X exprimă, stai și eu. Abscisa